Candidatul Partidului Social Democrat European la funcția de primar general al capitalei, Vadim Brânzaniuc, a declarat că guvernul și primăria Chișinău sunt frați siamezi și a acuzat de epurări de cadre pe criterii politice. Brânzaniuc susține că doi funcționari au fost demiși din cauza că s-au afișat la evenimentele organizate de el. Este vorba despre un ex-angajat al cabinetului actualului primar general al municipiului și o fostă șefă de direcția uneia dintre agențiile de stat. Guvernul a declarat că nu comentează declarațiile actorilor politici efectuate în campanie electorală, iar primăria Chișinău a refuzat să comenteze pentru că nu vrea să facă agenda electorală a candidaților la funcția de primar general. Destituit din cauza unei poze, candidatul Partidului Social-Democrat European la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Vadim Brânzaniuc, susține că un angajat de la primăria capitalei a fost demis pentru că acum 6 luni s-a fotografiat cu el, iar săptămâna trecută a fost concediată angajata uneia dintre agențiile de stat pentru că s-a afișat la un eveniment PSDE. În luna aprilie, în una din suburbiile Chișinăului, într-o fotografie cu mine, apare un domn angajat a structurilor municipale, apropo activat în cabinetul primarului general actual, 3 copii minori. Joia a apărut, vinerea a fost demis. Părinte cu 3 copii minori. Săptămâna aceasta, duminică, am avut lansarea în campanie electorală, în parcul Alunelu. La eveniment vine o doamnă care activează într-o structură de stat, agenție guvernamentală, șef de direcție. Luni i s-a cerut expres demisia. Vadim Brânzaniuc nu a spus despre ce agenție guvernamentală este vorba și nici nu a dat numele angajaților disponibilizați. El a afirmat doar că nu este mare diferență între guvern și primăria Chișinău. Aceștia acționează prin metode similare și a declarat că administrația centrală și cea a capitalei sunt frații amezi. În legătură cu acuzațiile lansate, am solicitat comentarii de la guvern și municipalitate. Noi nu comentăm sau Partidul MANA nu comentează declarația celor 28 de candidați la funcția de primar de Chișinău. Dacă am comentat la toți, atunci le-am face agenda lor. Și serviciul de presă al executivului s-a abținut de la comentarii. Purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Vodă, ne-a scris într-un mesaj că guvernul nu comentează declarațiile unor actori politici efectuate în campanie electorală. Persoanele vizate, în cazul în care consideră că le-au fost lezate drepturile, pot acționa conform legii, a menționat Vodă.